Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Ionuț și astăzi vă luați un review marca Go4IT. Astăzi avem la review căștile Achiris al Nair, vârful de gamă al acestui producător pe care mulți dintre voi cred că deja îl știu. Este un producător românesc și fără alte adăugiri să trecem la treabă, pentru că știu ce vă interesă cel mai tare și anume partea de unboxing. Cutia este dintr-un carton destul de gros, este un design chiar frumos și plăcut, atrăgător. Se simte la primul contact chiar calitativ. În cutie avem un săculeț, avem și un card din acesta, un mesaj drăguț din partea lor și căștile propriu zise. În această culoare albă sunt disponibile pe alb și pe negru și arată cam așa. Și mai avem și o cutie cu instrucțiuni și accesoriile de rigoare, dacă reușesc să le și scot de aici. Și chiar am reușit, dăm cutia la o parte și vă pot arăta și acest pachetel pe care îl vom vedea puțin mai târziu. Acum că am dat accesoriile la o parte, să ne concentrăm puțin pe căști. Avem niște căști destul de greuțe, wireless, care cântăresc undeva la 300 de grame, deci o să se simtă pe cap, asta vă spun din prima, așa că dacă sunteți ceva mai sensibil la căștile grele, să aveți în vedere acest lucru. Bateria, ei spun că ar trebui să țină în regim maximum de gaming undeva la 50 de ore. Eu nu am atins valoarea aceasta, dar eu am și folosit iluminarea RGB a căștilor. Și bineînțeles și noise cancelling, pentru că asta este una dintre funcțiile care ar trebui să atragă cel mai mult clienții. Aceste căști beneficiază de funcția de noise cancelling. Au trei trepte, bineînțeles oprit, funcția activată, care funcționează, din câte am testat eu, destul de bine, și cea de pass-tru. Dacă te afli, zicem, pe stradă, asculți muzică la telefon, poți să lași să intre mai mult sunet din mediul exterior, astfel încât să auzi ce se întâmplă dacă trec mașini, dacă treci strada, spre exemplu, și pot spune că funcționează destul de bine. Bateria măsoară 800 de mAh, autonomia este destul de bună, mai ales dacă le folosești în principiu la asculta muzică pe navetă. Există și mai multe opțiuni de conectare, 3 la număr. Le poți conecta prin Bluetooth, le poți conecta printr-un dongle cu USB-C, care funcționează și cu telefoanele, și prin jack. Doar că atunci când le conectăm prin jack, iluminatul RGB nu este disponibil. Despre accesorii vreau să vorbim, pentru că Achiris include o suită destul de mare de accesorii și pentru că ele au fost primele, vorbim de urechile de pisică pe care le poți monta pe căști, dacă îți place acest aspect. Mai departe, avem câteva stickere, pentru că tuturor ne plac stickerele, le punem pe monitoare, pe carcasele calculatorului, pe laptop, unde vrem noi. Mai departe, avem un splitter pentru jack, în cazul în care vrem să ne conectăm la calculator și să avem separat microfonul și intrarea audio. De asemenea, microfonul are certificare TeamSpeak și chiar se aude bine pentru conversațiile pe Discord. De ce nu? Cu prietenii la o sesiune de gaming. Mai departe, avem un cablu USB-A la USB-C pentru conectarea dongle-ului și pentru încărcarea căștilor, pentru că se încarcă la mufă USB-C și microfonul care are în acest pachet simplu alb și mai are și acest antifon. Eu le-am pus înapoi plăsuțele lor pentru a face, de a vă oferi o experiență de unboxing mai bună. Aceasta este
acest antifon, să-i spunem, care mai estompează din acele pocnitori din timpul conversației, și mai avem cablul jack. Căștile au rotiță de volum pe ele, doar că atunci când conectăm jack-ul, ele nu mai funcționează, v-am spus, nici iluminarea RGB și nici rotița, și va trebui să le controlăm de aici, de pe acest slider cu care reglăm volumul. În rest, v-am spus, avem și dongle-ul pe care o să vi-l arăt imediat. În marea aceasta de accesorii, cam așa arată. Eu i-am pus și cablul, se pune în laptop, în orice dispozitiv cu USB, se poate și scoate de aici și pus într-un telefon de ascultat muzică la calitatea cea mai înaltă. Înainte de a încheia clipul, vreau să vă vorbesc puțin despre câteva alte lucruri despre aceste căști. Le-am testat pentru o bună perioadă de timp. Se aud foarte bine. Nu sunt pentru audiofili, asta vă spun din prima. Sunt făcute pentru gaming. Nu oferă acea audiție perfectă pe care o caută cei care vor să asculte muzică, spre exemplu. În schimb, oferă un sunet foarte bun, spațial, bine poziționat, poziționează bine sunetele care vin din mediul jocului, astfel că sunt bune pentru titluri precum Counter-Strike 2, pentru Overwatch, pentru Apex Legends, de ce nu, pentru orice shooter care implică astfel de necesități, de sunet, să fie cât mai clar, cât mai bine pus în spațiul. De asemenea, microfonul, cum spuneam, se aude bine, sunt confortabile și au și câteva reglaje. Spre exemplu, avem pe driverul stâng, avem activarea sau dezactivarea noise, funcției de noise cancelling, sliderul pentru volum, avem și dezactivarea microfonului la buton, iar pe driverul din dreapta avem butonul de pornit oprit, bineînțeles, și luminile RGB, care, cum spuneam, chiar se văd bine, au trei moduri. Putem să le punem statice, să alegem mai multe culori din spectrul de culoare, avem funcția de bright și avem și color circle, care trece singur prin toate culorile din spectrul de culoare disponibil. Și cam acestea au fost căștile. Cum spuneam, vârful de gamă al gamei de căști de la Achiris va admira al producătorului, al Nair, și au un preț de aproximativ 550 de lei, ceea ce ar putea să le facă un concurent interesant pe piață, mai ales că au funcție de noise cancelling și luminare RGB, sunt bine construite, au o bandă din aluminiu, ceea ce este un plus, nu au bandă de plastic, ceea care s-ar putea rupe cu timpul. Eu am fost Ionuț, voi v-ați luat review-ul de la Go4IT și ne revedem data viitoare!